În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Iubiți frați creștini, suntem în prima duminică după înălțarea Domnului. Astăzi, dacă ați băgat de seamă, a fost Evanghelia sau rugăciunea de raport al Mântuitorului înaintea Tatălui. Și el a spus așa: Tată, am venit de la tine, m-ai trimis pe pământ, mi-am făcut lucrarea, acum te rog, primește-mă, dă-mi slava pe care o aveam înainte de a fi lumea. Păzește-i, Doamne, pe ucenicii mei în lume și ajută-le să fie una. Asta e mare rugăciunea. Pe fiecare piatră funerară găsim două date. 1960, pe exemplu, o linioară, 2021. Linioara reprezintă viața Fiului Dumnezeu în 33 de ani. După 33 de ani, spune așa: Tată, în linioara mea de 33 de ani, eu mi-am împlinit lucrarea, menirea, scopul pentru care m-ai trimis în lumea aceasta. Vă spun așa, cred că nu este bucurie mai mare decât atunci când se apropie vremea plecării, să te poți uita peste viață, să spui: am făcut ceea ce a vrut Dumnezeu să fac. L-am slujit pe Dumnezeu. Tot ce am știut mai bine în lumea aceasta am făcut. Acum plec. Plec din lumea aceasta. Evanghelia după Ioan este Evanghelia ceasurilor. De mai multe ori, Iisus îi spune Fecioarei Maria, mamei la nunta din Cana: femeie, nu mi-a sosit ceasul încă. În altă parte spune: acum este ceasul vostru și puterea întunericului. Evanghelistul Ioan repetă ceasurile. Vă spun așa: fiecare om care se trăiește în lumea aceasta are 4 ceasuri și despre ele vom vorbi dimineața aceasta. Primul ceas, care l-am avut cu toții, e ceasul nașterii. E rânduit de Dumnezeu. Când vine, nimeni nu-l poate opri. Și vă spun la toți aici: nu ești la întâmplare în lumea aceasta. Mama ta n-a rămas însărcinată la întâmplare. Și înainte de a te concepe, ea împrânte cu ei. Ai fost conceput în mintea lui Dumnezeu. Ziua nașterii a fost ziua stabilită de Dumnezeu. Da, Dumnezeu a hotărât să vii în lumea aceasta. Și când noi am venit în lumea aceasta, Dumnezeu ne-a dat înțelepciune să știm gestiona viața. Și vă spun așa, dintre toate darurile pe care le avem, darul timpului e unul dintre cele mai mari daruri. Știți, timpul ăsta e extrem de delicat. Nu pot pune la tinerețe timp să ai la bătrânețe. Spui: domnule, îl pun într-un frigider undeva, îl pun bine ca la bătrânețe să pot lua de acolo. Sau au oameni: nu știu cu ce să-mi omor timpul, nu știu. De la alții, nu-l poți da. Timpul, spuneau Sfinții Părinți, e la fel de important ca veșnicia. Dar întrebarea e: cum ar trebui să chivernisim bine timpul? Cum ar trebui să fim înțelepți? Cineva spune așa: timpul e ca un tren de marfă care pornește din Zalău și se oprește în București. În Zalău se umple vagoanele cu marfă și în București se golesc. Și spune așa: fiecare zi, fiecare vagon, e o zi. Cu ziua de astăzi nu ne mai întâlnim niciodată, nici cu cea de ieri, nici cu cea de altfel. S-a dus vagonul vieții. Și fiecare zi, fiecare vagon reprezintă o zi. Noi punem în fiecare zi în vagoanele vieții noastre. Ele pleacă și am pus de 50 de ani, tot punem în vagoanele vieții noastre. Într-o zi, în ziua judecății,
se vor deschide toate vagoanele, toate zilele și vom vedea ce am pus acolo. Ce am pus acolo, acum când trăim, de aceea ne vom bucura pentru toată veșnicia sau ne vom întrista. Am citit într-un calendar creștin, sfatul creștin, erau vreo 10, dar m-am gândit ce să-mi scriu ca să vă rămână pe inimă. Și trei lucruri am scris aici. Primul sfat e acesta. Dăruiește-i lui Dumnezeu acel loc în inima ta pe care îl are El în univers. Repet. Dăruiește-i astăzi în inima ta lui Dumnezeu locul pe care îl are univers. Știți care e locul lui Dumnezeu univers? El e stăpân. Ascultă-mă. Soarele ascultă de El, vântul ascultă de El, apele ascultă, toate ascultă. Eu nemernic m-am încăpățânat. Eu fac ce vreau. Nu mă interesează. Ascultă-mă, dragă. Fără pe Dumnezeu, Domnul vieții tale, te lasă să te și răsplătești. Te lasă să faci ce vrei. Dar astăzi, eu te rog, lasă-L Domnul peste viața dumneavoastră. Dar nu astăzi. În fiecare dimineață spune așa. Doamne Dumnezeule, fii Domnul vieții mele. Fii Domnul gândurilor mele. Să gândești ce vrei Tu. Fii Domnul limbii și a vorbelor mele. Fii Domnul umbrelor mele. Fă pe Dumnezeu Domnul vieții tale. Și vagoanele vieții tale, zilor tale, vor fi pline de binecuvântare. Al doilea sfat care era acolo așa, era așa. Trăiește ca și cum ai muri mâine. Învață ca și cum ai trăi veșnic. Repet. Trăiește ca și cum ai muri mâine. Învață ca și cum ai trăi veșnic. Te întreb așa. Dacă aș ști că mâine, sună clopotul, sau poimine, sau mai e săptămâna asta, oare cum ai trăit? Vă mărturisesc așa, sunt 38 de ani în care eu, preotul Nicolae, în fiecare zi mă pregătesc pentru moarte. Nu mi-e frică de moarte, dar în fiecare zi mă aliniez la voia lui Dumnezeu și spun, Doamne, vreau să trăiesc și ziua aceasta. Cum ar fi ultima din viața mea? Ajută-mă! Ascultă-mă! Fii înțelept! Trăiește! Așa te gândești! Dumnezeu m-a dat o zi, o săptămână, o lună! Dar eu voi trăi cum aș muri mâine. Și al treilea sfat aici e așa. Trăiește pentru a-i ridica pe alții, nu pentru a-i demola și a-i demoraliza. Auzi? Trăiește pentru a-i ridica pe alții, nu pentru a-i demoraliza. Începe cu cei din familia ta. Ridică-i. Fă-le bucurie. Și uită-te în jurul tău, deschide ochii. Sunt oameni triști. Du-te și du-le bucuria. Rezum aceste trei lucruri. Trebuie să mergem mai departe. 1. Dăruiește în fiecare zi lui Dumnezeu locul de stăpân în viața ta pe care El îl are în univers. 2. În fiecare zi trăiește, cum ar fi ultima din viața ta? Cum te trăiești mâine pentru moarte? Și apoi, gândește așa, Doamne, mi-ai dat o nouă zi, cui pot eu face bucuria astăzi? Știi că cuvintele tale pot fi niște bolovani în cap la cineva? Sau pot fi mângâiere, zidire, înălțare? Trăiește pentru a-i mângâia și a-i întări pe alții. Primul ceas, am spus, e ceasul nașterii. Trăiește-ți viața adâncă de Dumnezeu. Al doilea ceas este ceasul morții. Ascultați-mă, și când vine ceasul morții, nimeni nu-l poate opri. Să fie mii de doctori, să aibă toate aparatele. Când a venit ceasul, s-a terminat. Noi am locuit până în 2004 la Oradea, acolo am făcut și facultatea. După terminarea facultății, prin 90 ceva, unul din colegii mei a plecat în Austria, soția lui s-a îmbolnăvit un cancer galopant, aveau doi copilași de 7, de 9 ani, și
și-a dat seama că lucrurile merg rapid cu cancerul ei și-a chemat copilașii lângă ea să-i pregătească. Și-a luat două nuci, le-a desfăcut și a spus: copilași, vedeți voi nucile acestea, aici e miezul, aici e coșa. Când mămica va pleca din lumea aceasta, să știți că, virgulă, coșa merge în pământ, miezul merge la Iisus. Să nu fiți supărați. Coșa merge în pământ, dar miezul merge la Iisus. A povestit cineva care a fost acolo, că se lăsa sicriul jos, familie tânără la 30 ceva de ani, bărbatul s-a prins de cap, a început să plângă și copilașii amândoi au pus mâna și a spus: tati, tati, aici sunt numai coșile, miezul, mămica e la Hristos. Dragii mei, ce se întâmplă când moare cineva? Biblia spune, sufletul merge la Dumnezeu care l-a dat. Trupul merge în pământ pentru o perioadă. Nu va sta pentru totdeauna acolo. Esența creștinismului e învierea morților. Hristos a înviat, ascultați-mă, asta e doctrina de bază. Hristos a înviat toți morții, absolut toți morții, într-o zi vor învia. Tot de la gura secii, data va fi o zi de surprize, surprize, fără Andreea Marin. Când ne vom întâlni cu cei dragi care au plecat, da, există o astfel de zi. Primul ceas e ceasul nașterii. Al doilea e ceasul morții. Mai există un ceas. Ceasul judecății. Biblia spune și știți asta, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului judecător al lui Iisus. Ce se va întâmpla acolo? Ascultă-mă. Fiecare avem dosare acolo. Dosare. Dosarul lui Popescu, lui Nelu, lui Teo. Avem dosare. De când ne-am născut, în fiecare zi, Biblia spune, există un om înaintea căruia totul este goș de scurt. Tot ce ai gândit, ce ai vorbit, ce ai făcut, ai stins lumânarea, ai stins lumina. S-a văzut totul. Se știe totul. Și în ziua aceea se vor deschide dosarele. Și ascultați-vă, voi fi scurt aici. Veșnicia are două compartimente. Viață veșnică, rai cu Dumnezeu sau pediapsă veșnică. Depinde ce s-a scris în cărți despre dumneata, depinde ce ți-ai pus în vagoane, așa va fi veșnicia. Dar mai este un ceas care e foarte important. Este ceasul pocăinței sau mântuirii sau îndreptării. Ascultați-mă! El ține de când te naști până pleci. Pentru unii ceasul acesta ține 50 de ani. Pentru alții 60 de ani. Chiar acum, toți de aici, putem fi în ceasul pocăinței noastre, a revenirii noastre în fire. În anii 1600 și ceva, Anglia a avut unul dintre dictatorii cei mai feroce, Oliver Cromwell. A instalat o dictatură feroce în Anglia. Un nobil s-a răscut așa spus. Nu-i normal. Anglia are demnitatea ei. Nu-i voie cineva să ne pună la punct. Acel nobil a fost luat și ca să fie un exemplu pentru toată Anglia, dictatorul a spus, în piața centrală din Londra va fi pus pe un eșafot și se va tăia capul ca să vadă toată Anglia ce înseamnă la cineva care se răscoală împotriva orânduirii. Era ora 12 la amiază. Omul a fost așezat, toată garda era acolo, secura era deasupra. Dar semnalul era acesta. Trebuia să treacă, să tragă clopotul. 12 și un minut, 12 și 5 minute, 12 jumate. Clopotul nu mai trage. Ofițerul se duce repede să vadă ce se întâmplă, nu face clopotul. Un clopotar bătrân, trăgea, clopotele mergeau. Au dat până la clopote. Acolo, soția acestui nobil era prinsă cu ambele mâini de clopote și clopotul lovea și limba într-o parte și în alta. Era plină de sânge. Ofițerul a spus, ce faci aici?
Împăzesc soțul, îmi protejez soțul. A fost luată, a fost dusă la Oliver Cohn și a spus, domnule comandant, nu ne putem face treaba, pentru că femeia aceasta a prins de clopot, uite cum arată. Și Oliver Cohn a întrebat, de ce ai făcut asta? Îmi iubesc soțul, n-am vrut să moară, vă implor, vă rog să-l iertați. Și istoria spune, Oliver a spus, pentru jertfa ta, eu îl iert. Ascultă-mă, în urmă cu 2000 de ani, pe crucea aceea grea, nu o limbă de clopot, ci cuie, s-a bătut în mâinile, în palmele, în picioarele Fiului Dumnezeu. Știți ce a însemnat asta? Mânia lui Dumnezeu, care trebuia să ne cotropiască pe noi, a lovit în el și prin rănile lui noi putem fi vindecați. Revenim acum. Acum, chiar acum când eu vă predic, e ceasul cercetării. Întrebarea mea e foarte grea. Va fi cineva astăzi care își va pleca genunchiul, va sta înaintea porții să trebuie, Doamne, pentru ce am trăit eu 54 de ani, 70 de ani, pentru ce am trăit, ce am pus în vagoanele vieții mele? Dacă suntem sinceri, toți vom spune, poate că am făcut și lucruri bune, dar mai multe zgunoaie, Doamne, mai multe păcate, mai multe zele. Venim astăzi și ne căim, golește, spală toate vagoanele vieții mele. Și, Doamne, nu știu cât va fi, o zi, un vagon, 2, 3 ani, dar eu vagoanele vieții mele vreau să ți le încredințez ție. 4 ceasuri, e ceasul nașterii. Ai venit în lumea aceasta. Dumnezeu te-a dat viața, trăiește cu folos. 2, ceasul morții. Toți oamenii mor. Doamne, învață-ne să murim frumos. 3, ceasul judecății. Răspuns bun, spune noi în Sfânta Liturghie, la înfricoșătoarea judecătorului Hristos. Dar până atunci, ca să avem răspuns bun, vă chem cu toții să ne cercetăm, să ne căim, să ne deschidem pe Hristos și să ne împărtășim, dacă putem, în fiecare duminică. Hristos a lăsat și El să ne binecuvânteze pe toți. Doamne!